Da, bună ziua, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, într-un număr așa de mare și interesul dumneavoastră. Suntem înaintea începerii unui mini retur, a unui campionat foarte disputat, atât în zona de sus cât și în zona de jos. Probabil este unul dintre cele mai atractive campionate din ultimii ani de la Liga a doua. Vom avea un retur sau mini retur de foc cu echipe care s-au întărit foarte bine, cu antrenori foarte, foarte buni. Referitor la jocul cu ACS, am mai spus-o, mi-aș fi dorit să nu se întâmple în prima etapă. Nu sunt foarte multe lucruri pe care le putem ști despre Poli, așa că nu se poate vorbi despre o analiză a jocului sau a jucătorilor de care au venit la Poli, decât poate luați individual. Ca și o analiză colectivă, ar fi trebuit să treacă câteva jocuri să putem să avem imagini și să ne dăm seama. Sperăm să facem noi un joc bun, consistent, să punem probleme, așa că nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe jocul nostru, să facem un joc bun. Presiunea, în mod normal, este pe Poli. Ei au nevoie de victorie, obligatoriu, pentru a începe cu dreptul, la fel cum ne dorim și noi să începem cu dreptul. Am spus-o și mă repet, ne-am pregătit bine, pentru asta am făcut cele două cantonamente, pentru asta ne-am pregătit să începem cu bine. Suntem optimiști în vederea începerii campionatului și vom vedea ce va fi. Sunteți pe jucători mai motivați pentru că e o concitadină? Întotdeauna, jocurile astea între echipe din același oraș nasc orgolii aceste jocuri. Cu siguranță va fi un joc disputat, sper să se desfășoare în limitele fair play-ului și cel mai bun să câștige. Ziceați că poate mai aduceți jucători, Stoica a semnat, care e Da, situația? Stoica este jucătorul nostru, aș mai fi dorit să aducem 2-3 jucători, dacă se va putea bine, dacă nu, vom încerca să o scoatem la capăt cu lotul pe care îl avem la dispoziție. Având în vedere că nu se termină perioada de transfer, bănuiesc că vizați jucători liberi de contract. Da, normal, sigur, jucători liberi de contract. Ne doream să mai luăm 2-3 jucători. Vom vedea dacă se va putea sau nu. Aveți absențe pentru acest meci? Monea e suspendat. În rest, toată lumea e aptă, validă, sănătoasă și ne dorim să fim inspirați în alcătuirea primului 11, în alcătuirea primului 18, toți cei care vor intra în teren să-și facă treaba cât mai bine. Și noi, pe bancă, la fel. Să reușim să citim cât de repede putem ceea ce va juca Poli. Sunteți totuși ușor favoriți, e și asta o puțină presiune pe voi, mai ales că în tur acest Volei a câștigat la voi, eu știu. Ieri vorbeam cu Ghiuricu Stoianov și îmi spunea că sunt așa zise sau anumite sondaje că vedeau pe Poli favorită. 51% din cei care votau vedeau pe Poli învingător în acest joc. Nu contează până la urmă asta, important e ce se va întâmpla în teren. Așa cum am spus-o, cei care nu-și permit niciun pas greșit în acest joc sau nimic altceva decât victoria, e Poli.